Așa. Când a fost 2012, ProTV-ul a fost bătut, când era meeting în piață. ProTV-ul a fost bătut. Ce? Când era meeting în piață. Prietene, știi cine e primul om de la televiziunea de știri care a bătut ProTV-ul? E te la ea ce lângă tine. Atunci. 12 puncte de audiență. Atunci. I-a încălcat în perioada picioare. Meeting-ul. Era sârbu interzis. Dar dăm meeting-ul. Dar zi de vineri zi obișnuită. Păi nu, că revoluția, răscoala aia, pro-Arafat, anti-Băsescu, a început la mine. Deci în seara, cu o seară înainte, făcuse ăla ca toate visele pe la realitate, când l-a făcut pe Arafat, ea să-și dea demisie sau ce dragi, nu știu ce, și mobilizarea a început pe la 7 seara. Și eu aveam la 9 sau la nu știu cât dragi, și erau ăștia disperați că eu aveam invitată pe Iuliana Tudor, care face la TVR, da, singurul show care mai face audiență. Și era gâtea disperat, prietene, te rog eu frumos să moară aia în piață în curând, zice, și noi o ardem pe muzică populară, hai să o amânăm, hai să o facem cumva, hai să... Și eu, da, băi, și bătrâns, băi, am promis fetei, facem cu ea, băi, ești nebun la cap, începe răscoala, ratăm. Acolo Gâdea a fost persuasiv și bine a făcut. Și mi-au făcut ei o manglelă, pentru că nu mă convingeau. Au pus-o pe Dana Grecu să mă sune, să mă duc la ei, vineri seara, la ea și la Radu Tudor. Și după aia, să mă duc ca invitat și după aia să-mi fac o emisiune. Și cât am fost eu invitat la Dana și la Radu... Începe Breaking News. Nu a început, a început să Breaking News-ul de acolo. Gâdea a fost discusit și a sunat-o el pe Iuliana Tudor, că sunt și ei prieteni. I-a explicat femeii, rațional, bă, începe cafteala, nu știu ce, o să fiți ca doi penibili, tu și cu Ciutacu să vorbiți de sănătate, voie bună, celor la reforcul în viața românilor. Aia a înțeles, a luat-o de la cofor pe aia, că se îmbrăca fata frumosă, cu afară. Femeie, serioasă, venea și ea la talk show, era... Marele talk show, da? Și a înțeles femeia și a zis, da mă, nu e nicio problemă, dragă, dacă se bate în stradă, chiar că suntem ridicol, nu știu ce. Și Gâdea m-a anunțat, vezi că ți-am anulat, mi-a dat SMS, era să strâng de Gâdea, nici nu puteam să ies din emisie, nu nimic. Și mi-a dat, vezi că ți-am anulat-o pe Iuliana, am vorbit cu ea, nu se supără, vine când vrei tu, așa, vorbește cu ea după emisie, nu știu ce. Ți-am făcut și rost de invitați. Deci ăla, cum să spun, ăla a fost momentul la care eu am, bun, contribuit ca maimuță de televizor, că s-a desfășurat talk show-ul cu mine, da? Și am făcut 2 ore atunci, în loc de o oră, că era măcelul în piață. Dar, repet, urnii de ăștia, că eu eram atât de inerția, nu frățioare, am zis că fac interviu.